Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt principalele subiecte ale ediției. Ion Rușeț ar putea candida pentru șefia Federației Naționale Minenergie. Ediliu USL Gorj comentează atacul președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Și școala generală din Bărbătești va fi redeschisă în această toamnă. Ion Rușeț ar putea candida la președinția Federației Naționale Minenergie. Acesta spune că nu știe clar dacă va candida sau nu la șefia FNM în cazul în care Marin Condescu își va depune mandatul. Ion Rușeț sugerează doar că la ultima întâlnire cu sindicaliștii s-a cam ajuns la ideea că întreg biroul executiv ar trebui să își depună mandatul. Sunt tot mai multe voci în ultima perioadă care spun că liderii din federație vor trece fie de partea lui Ion Rușeț, fie de partea lui Marin Condescu. Rușeț susține că înainte de toate trebuie să își facă o autoevaluare personală, după care va lua o decizie în privința candidaturii la șefia FNME. Doamna Gașă, eu am făcut o declarație. Sunt proceduri interne pe care le are Federația Națională de Minenergie. Sigur, anunțul domnului președinte a fost unul surprinzător. Sunt etape care trebuie parcurse. Noi discutăm despre un congres ordinar în 2015, dacă va fi necesar un congres extraordinar și acest lucru este posibil în situații de excepție, sunt lucruri pe care ne vom analiza în acel moment sau în momentele pregătitoare congresului. Calculă așa ceva? Sigur, eu vreau să spun un lucru. Am fost extrem de atent și la declarația unor colegi care vorbesc despre necesitatea plecării biroului executiv, întregului birou executiv. Acest lucru mă include și pe mine alături de ceilalți colegi. În acest context trebuie să discutăm, să fac eu serios o reevaluare personală, o evaluare personală, în așa fel încât să vedem dacă este posibil o viitoare candidatură. Ion Rușeț, prin vicepreședinte FNME, spune că l-a surprins foarte mult anunțul lui Marin Condescu, potrivit căruia nu va mai candida la șefia Federației Sindicale. Rușeț spune că în acest moment important este să se rezolve problemele din minerit și energie, iar Federația să nu intre în succesiune. Am dat, vreau să vă confirm un lucru. Noi am avut un colegiu director, este adevărat, într-o formulă restrânsă, numai responsabilii sindicali din zona Oltenii, n-au fost cei din Valea Jiului, cei din Abud sau cei de la Cernavodă și Uraniu. Am avut acest colegiu director, dar în acest colegiu director nu s-a pus problema ca președintele sau cineva să își depună mandatul. De aceea am declarat și o susțin prezentarea unui punct de vedere în cursul zilei de marți de către președinte este un punct de vedere personal și surprinzător. Pentru cel puțin pentru mine a fost extrem de surprinzător. Dar de ce credeți totuși că a făcut această declarație? Nu știu, cred că domnul Condescu este cel mai în măsură să facă clarificări. Mobilizare impresionantă de forțe în cazul accidentului din Cernasat. Mai multe ambulanțe, polițiști și pompieri s-au implicat în salvarea celor 20 de persoane aflate în camionul care s-a răsturnat într-o prăpastie. Incidentul a avut loc într-o zonă greu de munte, greu accesibilă, iar salvatorii s-au văzut nevoiți să apeleze la metode inedite pentru a putea comunica între ei. Liniștea comunei Padeș a fost tulburată ieri la primele ore ale dimineții, când sătenii au aflat că o mașină în care se aflau 20 de persoane s-a răsturnat într-o prăpastie. Era vorba de oameni greu încercați de soartă, care vroiau să facă un ban din vânzarea afinelor culese. Din păcate, nu au mai ajuns la destinație, ci s-au răsturnat într-o râpă. Norocul nu i-a părăsit și mulți dintre ei au scăpat doar cu răni ușoare. Pentru a-i transporta la spital au fost mobilizate mai multe ambulanțe, dar și mașini personale ale oamenilor din zonă. Doar o minune a făcut ca oamenii să scape cu viață. Am fost chiar la accident, dar nu știu că pentru că am dormit. Erați în mașină? Da. Și când v-ați trezit? Nu știu nimic. Da. Vedem că aveți o lovitură la cap. Un pic de tot. Dar unde îți plecați azi dimineață? Să culegem afară. Cei mai mulți dintre ei au fost transportați la spitalul din Baia de Aramă. Cadrele medicale s-au mobilizat exemplar. O parte din personal a fost chemat de acasă.
ne-am mobilizat cu toții, au venit acasă și asistenți și medicii prezenți și care nu au venit. Începând cu ora 7:30-35 au început să fie aduse victimele din accident. Inițial au venit cu ambulanțele, după aceea au început să vină și cu mașini particulare, au fost consultați, preluați de către medici, fiecare și împărțite urgențele pe gradul de urgență, au fost investigați. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au declanșat așa numitul Plan Roșu de Acțiune și asta pentru că în accident au fost implicate mai mult de 7 victime. Pompierii au avut însă o misiune dificilă pentru că victimele se aflau într-o zonă greu accesibilă și în care nu funcționa niciun sistem de comunicare. Pentru a ține legătura, salvatorii au format un lanț uman. Pe o rază de câțiva kilometri, informarea s-a făcut din gură în gură. Din gură în gură. Deci zona respectivă nu se putea comunica nici pe sistemul radio, nici sistemul GSM. Deci, practic, informațiile au fost transmise de către lucrătorii instituțiilor, ISU, poliție, SAJ, din gură în gură de la echipajele care se prezentau la locul intervenției și echipajele care se întorceau către spitale sau alte locuri de dispunere. Printre cele 19 victime s-a aflat și o copilă în vârstă de doar 13 ani. Ea s-a ales cu răni foarte grave, motiv pentru care a fost transportată cu un elicopter SMURD la o unitate medicală din țară. Pentru că este vorba despre o minoră despre care se presupune că mergea la muncă, acest caz a intrat în atenția autorităților locale. În acest moment este în atenția noastră, la fel ca toată lumea am urmărit și noi știrile din presă și cunoaștem cazul, numai că în acest moment nu putem interveni, așa cum știți, fetița este în spital, mama este și ea la fel, accidentată. Când organele de cercetare o să-și termine treaba, dacă ne sesizează ei sau ne solicită ajutorul, o să intervenim. Dacă nu, noi am luat legătura cu asistentul social de la primărie, care are obligația de a face o evaluare inițială. Ne va ține la curent și în situația în care necesită, ne vom deplasa la fața locului, de fapt specialiștii noștri, vom ancheta situația și vom vedea cum stau lucrurile. În raport de concluziile echipei care se deplasează, se vor lua și măsurile care se impun. Singura chestiune care poate fi reținută ar fi exploatarea prin muncă. Întreaga acțiune de salvare a victimelor a fost coordonată de ministrul secretar de stat, Raed Arafat. Vicepreședintele Socialdemocraților la nivel național, Ion Călinoiu, a declarat pentru site-ul pesurse.ro că nu-l susține cu toată inima pe Crin Antonescu la o candidatură pentru președinția României. Primarii USL din Gorj susțin că este o declarație făcută la nervi și din pripeală, fiind una nefericită pentru alianță. De regulă sunt disciplinat, dar nu cu toată inima. Dacă demonstrează că își pune și el ordine, la noi se mai spune. Dar cum să îl pui în față? Ce dracu? Sunt oameni cu cătușe la mâini și tu îi pui în fruntea partidului? Ce-i aia? A declarat Călinoiu întrebat despre sprijinul pe care îl acordă lui Antonescu la prezidențiale. Primarii USL din Gorj sunt nemulțumiți de declarațiile lui Călinoiu. Domnul Călinoiu, despre ce stimez, dar haide până când să arunce cu... Nu cu noroi, este prea mult spus. Să anunce cu puțină apă murdară pe acest pact care s-a făcut, ceea ce este USL-ul, eu zic că ar trebui mai mult gândit și trecut prin mintea, până filtrul minții și a sufletului, până când spui ceva pe post. Suntem într-o construcție politică și fiecare ar trebui să respecte protocolul, spune primarul din Jupânești, Petre Gușiță. Mie mi se pare ușor deplasată afirmația în contextul în care îți dorești ca unitatea să fie... permanentă și îți dorești să rezolvi cu acest procent parlamentar de 70% problemele națiunii. Cred că e ușor pripită afirmația domniei sale. Dar sigur o va remedia pe parcurs. Destul de supărați liberalii cu toate acestea. Sigur, vedeți că toate lucrurile astea nu duc la rezultate. În condițiile în care se ivește un scandal politic, fie mai mic, fie la nivel central, sigur că lucrurile iau altă turnură și rezolvarea problemelor rămâne pe planul 2 pentru toți românii care așteaptă mai bine de la cei care guvernează țara. Practic în Gorj, dacă ascultăm astfel de declarații, ar însemna că PSD și PNL sunt în opoziție. Primarul liberal din Bărbătești, Adrian Mangus, spune că probabil a fost o declarație pripită. Am citit despre declarația domnului președinte Ion Călinoiu, nu știu ce să zic, probabil dumnealor au mult mai mare experiență în politică. Din punctul meu de vedere, cred că a fost o declarație la nervi sau
cum să zicem, pripită, dar e problema dumnealor, știu despre ce e vorba. Nu cred că e bine într-o alianță să fie genul ăsta de declarații. Eu să mă bazez în viață de obicei pe ceva constructiv, nu pe genul ăsta de declarații. Fostul președinte al Partidului România Mare, filiala Goș, Dumitru Dascălu, sare din nou la gâtul actualului președinte al partidului, Gheorghe Bucălăite. Acesta a declarat că PRM Gorj a pierdut din credibilitate și că se află pe ultimul loc pe țară după ce Bucălăite a preluat frâiele filialei. Dumitru Dascălu a declarat în cadrul emisiunii Local TV difuzată de Gorj TV că după ce Bucălăite a fost numit președinte nestatutar, PRM Gorj a ajuns în groapă, fapt ce i-a nemulțumit pe membrii partidului. Naționaliștii români și naționaliștii gorjeni au fost dezamăgiți în ultimul timp. Chiar domnul Bucălăite, în momentul când a fost numit nestatutar președinte interimar al filialei Gorj a Partidului România Mare, a luat filiala care se situa pe locul 1 la nivel național. În numai 5 luni de zile, domnul Bucălăite a băgat filiala în groapă, a adus-o la 1,09%. Filiala a ajuns pe ultimul loc. Scandalul dintre Dumitru Dascălu și Gheorghe Bucălăite are ștate vechi după ce Vadim l-a schimbat pe Dascălu din fruntea partidului. Discuțiile s-au aprins între cei doi și după ce Dascălu a trimis la toate redacțiile media că el este președintele filialei, fapt ce cu siguranță îi va aduce pe cei doi în fața instanței. În replică, Bucălăite a declarat că la alegeri și Gorjul a depus liste complete și îl contrazice pe Dascălu pentru declarațiile făcute. Să vă spun că din cele 8 județe care au depus listă completă, este și se numără și Gorjul. Cu destul de multe eforturi, sacrificii, s-a ajuns ca și PRM Gorj să aibă cei 8 candidați pentru Parlamentul României. Mi-e pare rău că unii din cei care se fluturau mari peremiști, în momentele respective, nici măcar n-au trecut pe la sediul partidului. Este simplu și e ușor să vorbești după margine. Anul trecut, după alegerile locale, s-a produs schimbarea conducerii PRM Gorj. Dumitru Dascălu, fost președinte al PRM Gorj, a fost destituit din funcție de către președintele partidului Vadim Tudor. Dascălu a fost schimbat cu Gheorghe Bucălăite, fost prim vicepreședinte al PRM Gorj și secretar general al tineretului PRM la nivel național. Aspiranții la un post în învățământ s-au pregătit mai bine în acest an. O dovadă o fac rezultatele la examenul de titularizare, care a avut un procent de promovabilitate de peste 50%. Repartizarea candidaților care au obținut minimum nota 7 va avea loc mâine și pe 12 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului. Obținerea unui loc la catedră a fost destul de motivantă în acest an. Rezultatele examenului de titularizare sunt unele bune. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a scos la concurs în această vară doar 40 de posturi titularizabile, însă candidații s-au dovedit a fi mai buni decât anul trecut. 138 de contestații. Vreau să vă spun că avem în continuare 4 note de 10, avem 38 de note între 9 și 9,99. Au fost soluționate în favoarea candidatului 6 teze între nota 6 și 7, de la 51 la 65. Astfel avem un procent mai mare de nota 7 de 38% și un procent mai mare de nota 5 de 70%. Mulțumitor de rezultatele. Da, cum să nu. Da. Comparație cu rezultatele de anul trecut, Da, cu siguranță, da, pentru că candidații, adică colegii noștri, profesorii noștri s-au pregătit pentru acest examen, pentru că este un examen decisiv pentru cariera lor educațională. Cei care au obținut rezultatele favorabile pentru ocuparea unui post de titular în sistemul educațional sunt așteptați la repartiție în 2 zile diferite. Bine, cum bine știți, va avea loc mâine, pe 9 și 12 august, vor avea loc repartizarea candidaților care au luat minimum nota 7, pe contractul de angajare pe perioadă nedeterminată. Iar miercuri 14 august vor fi soluționate cazurile care pentru suplinire. Miercuri 14 august se va desfășura repartizarea candidaților pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată.
Primarii Gorjeni din localitățile unde au fost comasate școli au posibilitatea de a solicita Inspectoratului Școlar Județean redeschiderea unităților de învățământ. Primarul comunei Bărbătești, Adrian Mangu, spune că intenționează să redeschidă o unitate de învățământ închisă în urmă cu câțiva ani. Mangu vrea să fie redeschisă școala generală cu clasele 1-8 pentru că elevii ar fi mai în siguranță și ar rămâne în satul lor. Primarul spune că a trimis o adresă la Inspectoratul Școlar Județean în ceea ce privește redeschiderea școlii și speră ca din 8 septembrie aceasta să-și primească elevii. Nu mai funcționează de clasele 1-4 și grădinița. În 15 septembrie sper din tot sufletul să funcționeze cu clasele 1-8. Există această posibilitate? Ați vorbit cu cei de la Inspectoratul Școlar? Există, le-am explicat Inspectoratului Școlar că se poate să o redeschidem, au fost foarte deschiși, ne-au promis că, din punctul lor de vedere, ne fac tot ce le stă în putință ca această școală să funcționeze la capacitate maximă. Primarul din Bărbătești spune că mai are două școli în satul Musculești închise, care trebuie conservate pentru a nu se deteriora. Este necesară redeschiderea claselor 5-8, adică ar fi necesară aici în zonă? Este necesar, nu fie necesară. Până la urmă, o localitate fără istorie, adică fără școală, fără biserică, fără bătrâni, nu există. Ci dacă o să mergem pe varianta în care o să desființăm tot ce au construit alții, vedeți cum e școala destul de bine pusă la punct. S-a investit foarte mult în trecut și în această școală, ca în toate școlile din comuna Bărbătești. Cred că e păcat să nu funcționeze. Tot cheltuim bani pentru întreținerea școlilor. Mai avem una în satul Mușculești, chiar două în satul Mușculești, pe care le întreținem să nu se strice. Actele care trebuie depuse la dosarul pentru ca ansamblul monumental de la Târgu Jiu să intre în lista patrimoniului UNESCO sunt aproape de final. Autoritățile locale dau asigurări că documentele ar putea fi gata până pe 15 octombrie pentru evaluare. Aceasta a subliniat că echipa care se ocupă de perfectarea dosarului are sarcina de a pune la punct toate capitolele legate de introducerea operelor brâncușiene pe lista UNESCO. După evaluarea documentelor, dosarul va fi analizat, urmând ca membrii Comisiei UNESCO să dea un verdict la finele lui 2014, a mai spus Andrei Țoiu. A fost transmisă deja o formă a planului de gestiune și protecție al monumentului. Lucrăm la completări, la eventuale modificări. Aceasta este una dintre etape, pentru că în paralel se lucrează la celelalte capitole din cadrul documentației. Este un dosar cu mai multe capitole și sigur va fi gata, deci după cum lucrează toți membrii echipei, va fi gata până pe 15 octombrie, astfel încât să putem obține o evaluare. Valoarea ansamblului monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu se alătură în fapt omagiului pe care operele complexe îl aduc eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial. Brâncuș a fost solicitat în anul 1935 să construiască un monument comemorativ în memoria eroilor gorjeni. Acesta propune ridicarea unei coloane compusă din 17 module. Mai târziu adaugă o poartă monumentală, apoi o masă și un grup de scaune. Axa Calea Eroilor are o lungime de circa 1,8 km. Mai multe fotografii ale lui Constantin Brâncuș cu autograful acestuia au fost furate din casa strănepoatei sculptorului de către un bărbat pe care îl angajase să aibă grijă de locuință, acestea fiind recuperate și restituite femeii. Fotografiile valorează aproximativ 600.000 de euro. Potrivit unor surse din poliție, sesizarea a fost făcută de Luminița Mincu Pătrașcu Brâncuș, în vârstă de 53 de ani, care s-a recomandat drept strănepoata sculptorului. Aceasta le-a spus anchetatorilor că prejudiciul se ridică la aproximativ 600.000 de euro, aceasta fiind suma la care fotografiile furate au fost evaluate. Ghinionul a fost că persoana care m-a contactat, de fapt, mă și cunoștea și pe mine și pe mama. Prin 2000-2001-2002 a avut niște relații cu mama, mai a dat niște lucrări domniei sale. Cu ocazia asta m-a avut permanent dorința de a prezenta respectivele fotografii. Ea le-a arătat persoanei și persoana le cunoștea foarte bine.
Se pare că a fost contactat prin niște persoane care lucrau în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici, care, culmea, este, așa a exprimat teoria, că mă și cunosc pe mine. E adevărat că eu am lucrat ca avocat și consilier juridic la Uniunea Artiștilor Plastici o perioadă. În sus a apucat să mă întrebe, primul lucru care m-a întrebat a fost: dom'le, vreți să le vindeți acele fotografii? Și am spus nu, așa ceva nu discut, să mor de foame și nu le vând. Suspectul principal în acest caz este un bărbat în vârstă de 33 de ani care a fost reținut în cursul zilei de ieri în urma mai multor percheziții desfășurate de polițiști unei secții din capitală. Practic, eu în faza imediat următoare mi-am dat seama atunci de ce nu le găseam eu aceste fotografii. Ele furase, fusese răluase din casă. Cum se sesizase dumneavoastră că nu mai aveți aceste? Eu le caut aceste fotografii de 3 ani de zile. Singura mare problemă este că toate lucrurile din casă au fost transportate în cutii la Peștișani. Problema este că nu numai eu am participat la această strângere a tuturor obiectelor din casă, a mai participat și soțul meu și a mai fost și fratele meu, și atunci niciunul n-a știut de celălalt. Și am zis, bă, probabil că s-or fi rătăcit printre celelalte, mai ales că sunt lucrările de artă ale mamei mele și așa mai departe. Furtul a fost reclamat în anul 2010. Fotografiile fusese vândute unei persoane care deținea un atelier de arte plastice cu 2300 de euro. Acestea au fost ulterior vândute altor persoane cu suma de 6300 de euro. Fotografiile au fost recuperate și restituite femeii. Părinții inconștienți care pun în pericol sănătatea copiilor, așa ar putea fi catalogați 10 de gorjeni care s-au aflat astăzi în târgul auto din municipiul Târgu Jiu. Fără a avea intenția de a cumpăra ceva, oamenii s-au plimbat printre autoturismele aflate la vânzare. Din păcate, și-au luat copiii cu ei, iar micuții au avut de înfruntat temperaturi caniculare. Femeia și bărbatul din imagini s-au întors recent în România. Cât timp au fost plecați, au dus dorul mititeilor, așa că astăzi s-au îndreptat cu pași grăbiți spre târgul auto, acolo unde știau că pot găsi. Plăcerea de a mânca i-a făcut să ignore temperatura caniculară și faptul că soarele prea puternic ar putea face rău fetițeilor în vârstă de doar 3 ani. Este un venit în vacanță în România după 2 ani și am venit să vedem ce mai e pe aici. Nu e destul de cald pentru a pierde vremea pe aici prin târg? O jumătate de oră am pentru noi un mititel după 2 ani. Și pentru copil nu credeți că e destul de periculos soarele? Ne retragem, nu se spun. Stați puțin? Da, acum plecăm deja. N-avem o jumătate de oră. A devenit deja prea cald? Da, e foarte cald. Astfel de cazuri au putut fi întâlnite la tot pasul. Zeci de părinți și-au chinuit copiii plimbându-se cu ei la orele prânzului. Este ora prânzului, iar termometrele indică 30 de grade Celsius. Temperaturile caniculare nu îi împiedică însă pe foarte mulți gorjeni să vină aici în târgul auto. Din păcate, mulți dintre ei au venit cu copiii, fără să le pese că astfel le pun în pericol sănătatea. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că părinții ar trebui să trateze cu o mai mare seriozitate această problemă. Micuț este foarte periculos, ei au un organism foarte sensibil și, bineînțeles, nu-și dau seama atunci când se simt rău. Am văzut foarte mulți părinți care merg cu copiii neprotejați atât în ceea ce privește o pălăriuță sau ochelari de soare. Nu au o sticluță de apă la dispoziție pentru a da în permanență apă și pentru a hidrata. Și de aici pot să apară îmbolnăviri, hipertermiile, pot să apară insolațiile, arsuri pe piele, care deja sunt și ele periculoase. Din cauza inconștienței de care au dat dovadă părinților, în această perioadă mulți copii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Persoanele cu dizabilități au fost în centrul atenției, cel puțin pentru o zi. Centrul Cristian din municipiul Târgu Jiu a găzduit o manifestare organizată de persoanele cu dizabilități care obișnuiesc să își petreacă timpul acolo. Oamenii au cântat, au recitat poezii și au uitat de problemele de sănătate pe care le au. Dragoste, la prima vedere, cine ar fi crezut să iubesc atâta putere la acțiunea Vedete pentru o zi s-a aflat la prima ediție. Organizatorii își doresc însă ca aceasta să devină o tradiție. Astfel de activități pun în valoare calitățile persoanelor cu dizabilități, susține coordonatorul centrului Cristian, Daniel Andrei. Astfel de evenimente dorim să le reedităm, pentru că am observat dorința membrilor centrului de zi Cristian de a se manifesta și din punct de vedere cultural. Și atunci vrem ca în edițiile următoare să aducem din ce în ce mai multe persoane cu dizabilități care vor putea să cânte, să spună o poezie, poate să interpreteze propriile creații.
La eveniment a participat și directorul Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, Viorel Gârbaciu. De asemenea, viceprimarul Iulia Vână a luat parte la acțiune. Vă felicit pe toți cei care sunteți astăzi aici. Vă felicit pentru curaj. Vă felicit pentru că sunteți extraordinari și pentru că sunteți, zic eu, cu mult mai bun și cu mult mai puternici decât noi ceilalți. Centrul de zi Cristian din Târgu Jiu este o unitate multifuncțională care desfășoară activități pentru persoanele cu dizabilități. Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal puteți urmări editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!